Da, salutare guys și bine ați venit la un nou episod. Stăm acum pe B-Hood, pe RageMP, unde v-aș și pe voi. Hai să dăm rapid un spin, să vedem ce putem primi. PP-uri. Cât am luat? 14 PP-uri, nice. Da, nu stați, nu? Câte PP-uri am în total? 7-7. Nice. Și văd acum că i-am pus și referarul la băiatul ăla și un alta. Da, în fine. Bă, mă duc acum să-mi iau mancezou. Și... da. Eu abia le-am venit acasă. De la muncă. E, da. Atâta s-a putut. Și... mă pun rapid să filmez câteva episoade, sau cred că numai unul. Și apoi vedem ce o să facem pe viitor. Drag dealer. Miner, jump, tutorial, garbage, tracker. Hai să mergem să facem jobul ăla de tracker. Ăla nebun. Bă, vă aștept și pe voi pe server. E destul de caterinca, știți că v-am mai zis. Nu trebuie să faceți foarte multe. Am băgat un pic și la casino data trecută când am fost, deci, na. Bă, ce vreau să zic, o săptămână o să fiu un pic cam celeanu, pentru că... n-am, că citam acolo pe cel merge, că clanul Box a fost par de membru de CN. Nice, fericitări, asta e. Și acum țin încă că stăm în concediu, o să vedem, o să facem un pic mai jet, pentru că na, și eu acum o să plec, nu peste mult timp, și când am venit acasă m-am culcat, am mâncat un pic vestul, că da, a fost destul de multă ca să vă zic mai pe scurt și nu merită să zic mai multe și na. Dă seama că e un pic cam de ajuns, o să zic. Ok, asta mi-e unul din skin-urile alea pe vechi pe care le aveam. 200 ketchup, da, am făcut level 3 atunci aici, deci na. Stai să văd dacă pot să o... de spawn? Ne. Parcă am câștigat atunci VIP-ul ăla, dacă mă duc bine aminte. Desput, skill 3. A, că avem un pic de mers, mai la checkpoint. Ne. Hai că ne ducem rapid încolo. Nu știu, ok, de aici cred că trebuie să le iau. Am înțeles. Bă, ce senzație de ăsta am, de cum se numește? Stai, mă, aici avem. Senzația, da, și de non-roleplay, că merg pe autostradă, merg, adică pe contrasens, chestii și... așa de repede am ajuns. Așteaptă până când marfa ți se va încărca? Că vorbesc serios? De când e treaba asta pusă pe server, mă? Cred că de foarte mult timp. S-a fost generată 4 reuniuni, merg la fiecare și descarcă marfa. Ok. Bă, au schimbat jobul. Înainte putem merge la farm și era, na... bine, adevărul că nu am deschis mapa să văd. Dar au schimbat bine jobul. Sincer. No, hai să vedem cum e jobul ăsta acum, hai, că m-am tădus. Cu totul m-am dus, mă produce. A, să facem noi cu skill-ul ăla de tracker. Hai că am skill de tracker, dacă eu vă pup. Bă, ultima dată când am jucat cu Starone, am văzut o mică schemă în care, uite, cum scrie băiatul ăla pe chat, că cică cumpăr scooter pizza. Sau poate treaba asta. Mele, dar e super aproape. Mamă, deja ne-a și dat bani, mă. Acum trebuie cu 166 de dolari. Nice. A, bine. Aici pentru jobul, care cred că ăla din stânga jos de sub PPS-uri. Cred că ăla ar fi. Bă, nu vreau să mă... cum se zice, nu vreau să mă bag deocamdată pe roleplay, nu vreau să mă duc pe chestii că... A, păi lasă-mă că oricum o să ai timp de roleplay și un altă, bă, o să fie, da, nu zic nu, o să fie timp și de roleplay, vedem pe ce servere. Adevărul că... nici nu vreau, mă, să mai investesc mult timp, sincer să spun cu voi. Deci, sincer, nu vreau să mai investesc așa de mult timp, pentru că ați văzut ce mi s-a întâmplat și acum recent, deci lăsăm de dorit, să fiu sincer, adică las oricum de dorit treaba asta. Roleplay-ul lasă-l acolo. Dacă o să fie în casă, facem roleplay sau de asta, bă, o să facem, nu zic, nu, vedem când, Doamne iartă-mă, nu am nimic cu cei care se joacă pe roleplay, dar adevărul că parcă m-am săturat un pic. Mi-a ajuns, știi? De-aia fac și o pauză, pauze de fapt. Poate iară până o să găsim ceva nou, știi, și cam altfel asta. Trebuie să dau un pic mai în spate. Aici e destul de easy. Mamă, că făceam jobul ăla de fiș aici. Dacă se dau un pic mai încet atunci, dacă toți sunt aici, parcă l-aud un pic cam tare, mă. Și cred că vorbește mai tare decât vorbesc eu. Și aici am participat și cu Starone în clanuri mari de la deschidere. Fu, ce ne punea la foc. Își mai aduce cineva aminte, mă, cum a fost la deschidere aici, cât de plin era serverul și astea. Pe a fost nebuneală, erau și 1000 de playeri. Ne băteam pe locurile de intrat, mă, ești de mult la cap. A, bine, acum oricum ținând cont că e sâmbătă, pot să pui mai mult. Bă, eu cred că o să-mi duc laptopul cu mine. Oricum am și un calculator, poate tragem și rapid un live acolo când, știi? Și... o să vedem, da? Că... Cam asta e. Bă, ce vreau să zic, că ținând cont, o schimbam multe față de început și... da, eu numai acum încep să văd. Vă aștept și pe voi pe serverul B-Hood de RageMP, mă scrieți pe Google de RageMP de Olandați și puteți căuta B-Hood și puteți intra pe server. Nu contează că alții sunt mai bucați sau alții sunt mai săraci. Uite-te că trebuie să faci skill, aia toată faza, adică trebuie să treci tare să faci level la un job. Poți face la mai multe joburi deodată, dar e foarte greu, cum am făcut eu la fish, deci la pescuit, la fisher ăla, la pescuit și la tracker. Sau trebuie să vă axați numai pe una, să faceți level maxim și atunci când, uite, cum faci acum, când faci un de ăsta rapid, te-ai făcut niște bănuți, știi? Și bă, alegerea ta, te-ai băgat în clanuri, bine că după ce te faci full, ți-ai luat arme, ți-ai luat de-astea, case. Bă, dacă ai jucat vreodată SAMP sau te joci în continuare, poți să te bagi liniștit, știi? Dar asta depinde de tine, până la urmă, dacă ai cheful necesar și oricum aici nu faci roleplay. Da, dacă te-ai băgat în clan, trebuie să mergi să te baci în alta, whatever, nu-i cine știe ce. Se dă gifturi, din oră în oră, poți să mergi acolo să-ți iei get gift, un /n pe chat, unde efectiv poți să mergi și să scrii și să, cum se numește, să stai liniștit și să te joci, știi? Adică n-ai nicio treabă. Bă, apropo, dacă vrei să-ți cumperi un joc nou, poți să intri pe linkul din descriere de pe Eneba, ai și reducere. Și era să fac și eu imediat accident. Vezi că mai... Da, nu sunt singur care face pe aici. Vezi, nu mai am nimeni acum la răspundere. Dacă era pe roleplay, era 1000 de admin și aia fac materiale pentru arme, ca să știi. Bine, o... cam ai nevoie, sincer să fiu cu tine. Dar acum nu mai încep pe... Bă, nici nu știu ce să zic, sincer. Fast food deposit store. Ia vezi? Uite, un exemplu la 4 tirați de cu petrol și așa mai departe. Dar mergem acum, fătute în gură, am rămas și fără mașină, frate. Nu, în fine. Da. Destroiga, am înțeles, nu. V, stai să văd dacă pot să o duc aici. Find upgrade VIP. 500 de PP-uri, na, las acolo. Unstack vehicle, da, da. Phone. Dealership. A, nu-mi trebuie. Stai să vedem ce putem face dacă în caz că am rămas singur, că n-avem nimic pe aici. Service. Ride sharing. Paramedic, instructor, mecanic, ride sharing. Ride sharing. Nu știu ce ar trebui, mă. E scooter. Ia să vedem. Mai bine mă duc și îmi comand un scooter. Nu prea mai are. Da, nu prea am pe locația asta. Da. Merg și chem un taxi și cam atâta tu te-ai plecat. Bă, ce vreau să zic, dacă ți-a plăcut, nu uita de butonul de like, subscribe, mă duc acum să fac și un videoclip cu materialele, să știți de unde se e. Și v-am pupat, nu uitați de butonul de like și subscribe și ne auzim pe data viitoare. Ciao, ciao!